Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă resursă. Azi vom rezolva niște exerciții ca să verificăm ce știm la matematică. Resursa este pentru clasa a 7-a. Problemele pe care le-am propus sunt de geometrie. Să ne apucăm de treabă. Primul exercițiu din cele 6 pe care le-am propus are următorul enunț. Avem un triunghi ABC, în care mi se dau două măsurile a două unghiuri. Punctul D este pe dreapta AC, astfel încât distanța dintre punctul B și dreapta AC să fie minimă. Trebuie să calculați măsura unghiului DBC. Avem, desigur, cele patru variante posibile și există și figura. Ba mai mult, dacă apăsăm pe figură, apare și un indiciu. Distanța minimă înseamnă că ABD este perpendicular pe AC. Încercați să determinați măsura unghiului necunoscut în triunghiul ABD. Dar există și rezolvarea acestei probleme, ca să vă puteți verifica. Deci, după cum am zis adineaori, dacă BD este înălțime, atunci măsura unghiului BDA este 90 de grade și în triunghiul BDA cunoaștem două unghiuri, deci putem calcula măsura unghiului ABD ca diferență 90 minus 70, deci 20 de grade. Astfel, unghiul DBC este o diferență din unghiul de 50 de grade, scădem unghiul de 20 de grade și obținem 30 de grade. Deci răspunsul corect era sub punctul B, 30 de grade. Al doilea exercițiu se referă la un cerc de data aceasta. În figura alăturată, după cum vedeți, avem două diametre în cercul de centru O și mi se dă că măsura arcului mic AC este 60 de grade. Lungimea coardei AC este 8 cm. Trebuie să calculăm area cercului de centru O și raza egal cu OA. Avem cele patru variante de răspunsuri. Desigur, în continuare avem un indiciu și anume încercați să aflați, să determinați natura triunghiului AOC. Astfel veți putea calcula raza cercului. Dacă arcul AC are 60 de grade, înseamnă că unghiul la centru are tot 60 de grade. Astfel, în triunghiul AOC știm odată că este triunghi isoscel, avem cele două raze și mai cunoaștem că unghiul AOC are 60 de grade, adică triunghiul AOC este echilateral. Dacă este echilateral, înseamnă că toate laturile sunt de lungimea 6 cm. Aplicăm formula area egal PR pătrat și obținem răspunsul corect 64 pi cm pătrat. Exercițiul 3. Avem un dreptunghi ABCD care este schița unui parc și mi se dă că AB e 50 de metri și BD e dublul lui AD. Știind că în vârful A este plantat un copac, trebuie să aflăm distanța de la baza copacului la aleea BD. Aveți aici și figura, deci în punctul A este copacul și trebuie să aflăm distanța de la punctul A la diagonala BD.
Evident, distanța cerută va fi înălțime în triunghiul ABD, putem să aplicăm formula înălțimii. Vedem rezolvarea. Dacă notăm lungimea segmentului AD cu A mic, atunci conform enunțului BD este 2A. În triunghiul ABD, AE este înălțime, deci putem folosi formula catetă ori catetă supra ipotenuză. Deci A ori 50 supra 2A, după cum vedem, A se simplifică și obținem 25 de metri. Deci răspunsul corect era 25 de metri. Exercițiul 4. Avem un triunghi dreptunghic ABC în care mi se dă că măsura unghiului B este de 30 de grade și mi se dă lungimea bisectoarei CD, care este egală cu 8 cm. Trebuie să calculăm lungimea ipotenuzei. Evident, din nou există un indiciu. Încercați să folosiți ori teorema 30-60-90 în triunghiul ADG sau puteți funcții trigonometrice. Dacă începem în triunghiul ADC cu teorema 30-60-90, deci acesta este triunghiul ADC, înseamnă că AD este jumătate din ipotenuza CD, adică este 4 cm. Pe urmă, tot în acest triunghi, în triunghiul ADC, putem să calculăm AC ori cu teorema lui Pitagora sau aplicăm cosinus de 30 de grade. Cosinusul unghiului C este cateta alăturată supra ipotenuză. Și de aici putem calcula că AC este 4 radical din 3. Pentru a calcula BC, vom trece asta, în triunghiul ABC, rămânem tot la funcții trigonometrice, vom scrie sinusul unghiului B, care este cateta opusă pe ipotenuză, și de aici putem calcula că BC este 8 radical din 3 cm. Am rezolvat și această problemă. Felicitări! Exercițiul 5. De data aceasta avem un paralelogram, dar și în paralelogramul ABC de BF este bisectoare și mi se dă că aceste trei puncte, A, B și E, sunt puncte coliniare. Mai cunoaștem măsura unghiului EBF, că este 160 de grade. Trebuie să calculăm măsura unghiului obtus în paralelogramul ABCD. Indiciul pe care îl avem este prima dată să încercăm să calculăm unghiul ABF în paralelogramul nostru. Punctele ABE sunt coliniare, deci atunci putem să calculăm unghiul ABE este de 180 de grade. Putem calcula unghiul ABF, care va fi de 20 de grade. Din moment ce BF e bisectoare, înseamnă că unghiul ABC e 40 de grade. Dacă unghiul ascuțit al paralelogramului are 40 de grade, înseamnă că unghiul obtuz este
180 minus 40, adică 140 de grade. Într-un paralelogram, unghiurile alăturate sunt suplimentare. Deci răspunsul corect este 140 de grade. Și ultimul exercițiu pe care îl rezolvăm acum împreună este vorba iarăși de un cerc. De data asta cunoaștem raza cercului, este 6 cm și coarda AB este mediatoarea razei OC. Trebuie să calculăm lungimea arcului AC, lungimea arcului min. Avem iarăși un indiciu. Încercați să notați intersecția dintre coardă și rază cu punctul M și arătați că avem două triunghiuri congruente. AB fiind mediatoarea segmentului OC, înseamnă că M este la mijlocul segmentului OC. În mod similar, tot din definiția mediatoarei, înseamnă că AB perpendicular pe OC. Putem să arătăm că triunghiul AMC și triunghiul OBB sunt congruente prin cazul catetă-catetă, ceea ce înseamnă că OB și AC, cele două ipotenuze, sunt egale, adică este 6 cm. Dacă studiem acum triunghiul OAC, observăm că toate laturile sunt de 6 cm, adică iarăși avem un triunghi echilateral. Unghiul AOC este de 60 de grade, deci înseamnă că lungimea arcului de cerc este a 6-a parte din lungimea întregului cerc. Deci răspunsul corect este 2pi. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!